Hai mândră la joc și să avem noroc. Hai nu te uita că-ți trece vremea. Cine nu știe juca, nu știe ce-i dragostea. Nu știe ce-i dragostea, mă la 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 la. Cine nu știe sări, nu știe nici a iubi. Nu știe nici a iubi, mă la 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 la. Hăi, păduriană din alun, numai o vorbă vreau să-ți spun. Umbli tot pe la jucat, dar n-ai gătat de secerat. Și le cânt cu drag cântece din sat. Sare păduriana în joc, de să udă sub cojoc. De să udă sub cojoc, mă la 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 la. Pădureanu tătașe, de să udă cămeșa. De să udă cămeșa, mă la 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 la. Hăi, mândruțe din cerișor, știu că de gură ți-e dor. Câine pa-ți l-a topit, ție ți-arde de iubit. Nedei, pădurenii mei, s-adună cu toți, frați, bunici, nepoți. Îi dau drumul jocului, pe dealul cornetului. Pe dealul cornetului, mă la 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 la. Și petrec cu bucurie, că-s oameni de omenie. Că-s oameni de omenie, la la la. Și petrec cu bucurie, că-s oameni de omenie. Că-s oameni de omenie, la la la. Bogdan Toma a fost ultimul dintre cântăreții pe care i-a promovat Drăgan Muntean. Drumul lui Bogdan s-a intersectat cu cel al reputatului cântăreț în luna octombrie a anului 2000. Băiatul avea atunci 10 ani și a cântat la nunta mătușii sale. Acolo se afla și Drăgan Muntean. Îmi amintesc că m-a luat și m-a așezat pe genunchii lui. Am stat acolo preț de câteva minute, după care știu că mi-a dat niște bani să merg să-mi cumpăr ciocolată. Știu că i-a spus atunci tatălui meu: bine măi, Traiane, de când caut un pădurean care știe să cânte și tu m-ai lăsat să-i aduc pe alții să o facă? De atunci, Drăgan Muntean a fost ca un al doilea tată pentru mine, povestește Bogdan.
Om de cuvânt, Drăgan Muntean a devenit pentru Bogdan Toma un adevărat impresar. Eu cântam de la 8 ani, dar până la întâlnirea cu Drăgan Muntean nu pot să spun că am fost într-adevăr cântăreț. Nenea Drăgan m-a promovat peste tot. Atât de mult iubea muzica populară că s-a implicat în proiecte care să promoveze tineri interpreți. Am participat la Muguri de Tezauri, dar și la alte manifestări organizate de sau cu sprijinul lui Drăgan Muntean. Am cântat și la ultimul festival al pădurenilor, organizat în vara anului 2001 la Poienița Voinii, de către marele și regretatul cântăreț, spune Bogdan. Ultimul Tezaur în data de 13 martie 2002. Drăgan Muntean a participat la emisiunea Tezaur Folclori. Nimeni nu știa atunci că va fi ultima oară când regretatul cântăreț va concerta în cadrul acestei emisiuni. L-a dus cu el și pe Bogdan. Vă dați seama ce a fost pentru mine să apar pe scenă alături de Drăgan Muntean și de alte mari nume ale folclorului românesc. Acum îmi dau și mai bine seama ce șansă am avut. În plus, nenea Drăgan m-a luat cu dumnealui. Întâi a cântat Drăgan Muntean cu Mariana Angel, iar apoi am intrat pe scenă eu împreună cu fica Marianei Angel, Adriana. Sunt lucruri care nu se uită niciodată, își amintește Bogdan Toma. După spectacol, Drăgan Muntean s-a întors acasă cu Bogdan și cu tatăl lui. În Deva l-au dus pe interpret la el acasă. Când a coborât din mașină, mi-a spus: Bogdanele, ne așteaptă drumuri lungi împreună. Acele cuvinte mă vor urmări mereu. L-am văzut ultima oară în viață 5 zile mai târziu, când m-a invitat la Deva la ziua poliției. Vă dați seama ce a însemnat un asemenea lucru pentru un copil de 12 ani. Apoi, o lună mai târziu, am aflat cu toții că nenea Drăgan a plecat. A fost o pierdere grea pe care o simțim și astăzi, la 6 ani de când a plecat dintre noi. Nu-l voi uita niciodată și, din păcate, nu mai pot să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, spune Bogdan Toma. Cânt pentru dumnealui. Păstă mine trece un dor, asta zic până-mi să mor. La 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 la. Păstă mine trece un dor, asta zic până-mi să mor. La 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 la. Păstă mine trece jale, la 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 la. Așa zic mânătrele mele, la 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 la. Hai, ha, mă! Ha, ha, ha! Zece ani aș duce-o bine, ce n-ar fi dorul pe lume. La 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 la. Zece ani aș duce-o bine, ce n-ar fi dorul pe lume. La 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 la. Zece ani și-o vară întreagă, la 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 la. Ce n-ar fi mândruța dragă, la 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 la. Pentru mândragii păinița, mi-am pierdut la joc străicuța, la 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 la. Mi-am pierdut la joc străicuța, la 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 la. Iar căputul de pe spate, la 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 la. L-am zuitat în votrisate, la 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 la. Nu știu-n rudă ori șerbălă, la 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 la. L-am în dracu părul băl, la 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 la. Bogdan este convins că Drăgan Muntean a fost cel care i-a deschis calea spre succes. M-a încurajat atât de mult, a fost ca un al doilea tată pentru mine. A făcut pentru mine doar ceea ce părinții fac pentru copiilor. Îi port un respect nemăsurat. Tuturor ne este dor de dumnealui. Cât îmi va sta și mie în putere, nu voi lăsa ca amintirea să se stingă. Era un om adevărat și a lăsat în urma lui o moștenire de preț. Glasul lui. Drăgan Muntean era un om generos. Vroia să ajute pe toată lumea. Bogdan Toma își amintește o întâmplare care spune foarte multe despre felul de a fi al regretatului interpret. Cu puțin timp înainte să plece dintre noi, nenea Drăgan i-a spus tatălui meu să deschidă un cont în bancă. Traiane, să-i faci un cont în bancă lui Bogdanel. Voi găsi eu sponsor pentru copil. Nu trebuie să-ți mai cheltui banii pentru concursuri și festivaluri. Mă voi ocupa eu de lucrurile acestea. Tu trebuie doar să deschizi acel cont. Tata n-a mai apucat să deschidă acel cont.
Întâmplarea pe care v-am povestit-o vă poate arăta ce fel de om era Drăgan Muntean. Se gândea la toate. Știa ce înseamnă să te afli la început de drum. Eu eram doar un copil de aproape 12 ani atunci când s-a stins. Bogdan Toma cântă în continuare. În octombrie 2007 a câștigat primul al doilea la Festivalul Strugului de Aur de la Jidvei. El știe că undeva de sus, Drăgan Muntean îl ascultă cântând și îi zâmbește. Fecelor și voi fișori, la 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 la, până sânceți mândre flori, la 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 la, veseliță vă mustați, la 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 la, până genă cazuri nu dați, la 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 la. Râgeți fece și glumiță, la 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 la, până sânceți la părință, la 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 la, că dacă vi-ți mărita, la 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 la, răgeași nascuceza, la 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 la. La 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 la, jucați fece măi băieță, la 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 la, că dacă vi-ți însura, la 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 la, fece mare nu-ți mai juca, la 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 la. La 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 la, cinereți ai trecătoare, la 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 la, oaia și mâienuie, la 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 la, e ca floarea câmpului, la 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 la, și se trece către apus, la 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 la, mai ce ani și surdus, la 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 la. Mulțumesc tuturor, mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu că m-a adus pe această lume, mulțumesc părinților mei și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot și pentru faptul că am niște oameni minunați alături de mine, pentru care o să le mulțumesc toată viața. Între aceste persoane este bineînțeles și domnul Drăgan Muntean sau nenea Drăgan Muntean, pentru că eu așa o să-i spun tot timpul, care m-a adus în fața publicului și și-a dat birul pentru mine. Vă mulțumesc, nenea Drăgan.